primul rând. Vom vizirea cea de plume vă dați, vă urează un an mai bun. În primul rând, sănătate. Și dacă avem sănătate, avem de ce de toate. După cum știți, în luna ianuarie, poporul român sărbătorește multe evenimente, cum ar fi ziua de Maestrea lui Eminescu, de asemenea Unirea și alte evenimente. Avem așa de multe personalități că ar trebui cam în fiecare zi să organizăm câte un simpozion, câte o conferință sau o anumită tematică. Având în vedere că Unirea a fost cel mai mare eveniment, zic eu, din istoria poporului român, după unirea realizată de Mihai Viteazu, Unirea Principatelor Române, Mica Unire, a constituit pasul important la formarea României mari. Știți că Unirea Principatelor are ca subiect major personalitatea Marele domnitor Alexandru Ioan Cuza. Dar așa cum ați învățat, așa cum știți, un asemenea eveniment sau alte evenimente nu poate avea loc decât cu ajutorul maselor. Așa s-a făcut și Unirea. Dar din rândul maselor s-au ridicat multe personalități. Multe personalități care au contribuit la înfăptuirea Unirii, acele personalități care s-au format la Paris. Știți că în vremea respectivă, toată lumea mergea la Paris și, într-adevăr, în perioada 1800-1900, mari personalități ale României, patriotismul și naționalismul s-au dezvoltat în Franța. La un moment dat, o să vă spun și doamna profesoară, nu s-a mai ținut cont de părerea marilor puteri și Unirea s-a înfăptuit împotriva voinței marilor puteri. Personalitatea ale Unirii Principatelor. Noi am decalat acest eveniment cu o săptămână, deoarece, după cum știți, toate marile instituții în frunte cu Guvernul României, Parlamentul României, primăriile, consiliile locale, aloc acest eveniment, diferite teme, simpozioane, chiar în ziua respectivă. Și am zis noi să decalăm și să sărbătorim anticipat acest eveniment. Simpozionul va fi susținut de către profesoara Maria Maria, profesoară pensionară, colaboratoare colaboratoare și membru în același timp al asociației noastre, de asemenea colonelul în rezervă Staș, care ați observat că este un membru fidel al casei, un membru fidel al revistii Viața Noastră, un membru fidel la toate acțiunile noastre. De asemenea, la acest eveniment va rosti și își va expune punctul de vedere unul din cei mai iubiți profesori prăledeni, profesorul Bruia Novac. Profesorul Bruia Novac, care este atașat trup și suflet acestei case, case de ajutor reciproc Ilerea Cuza Bârlad, deși nu are mulți ani ca membru, dar în ultimii 2 ani a realizat cât n-au făcut alții în 40 de ani. Și trebuie să-i mulțumim și pentru faptul că a redat viața, reviste Viața Noastră. Mulțumesc pentru participarea dumneavoastră tuturor. Comandantului Poliției Municipiului Bârlad, ajungului Comandantului Poliției Municipiului Bârlad, care au răspuns invitației noastre. Sunt puțin indignat pe conducerea locală, era să zic de partid și stat, a Municipiului Bârlad, că ne vizitează, așa cum am arătat anterior alegerilor, și-o arăt și acum, numai când au interes. Dacă nu le trimiți invitații, se supără. Dacă le trimiți invitații, n-au timp. Sunt reținuți, să nu fie arestați. Da. Rog pe doamna profesoară Maria Maria să înceapă expoziția.
bună ziua și pentru că ne-am întâlnit într-un cadru organizat pentru prima dată în acest an. Vă doresc eu sănătate, liniște și la mulți ani. În fiecare an, la 24 ianuarie, sărbătorim Ziua Unirii Principatelor. Unire care s-a înfăptuit în timpul domnitorului, să ne lăudăm, bârlădean, Alexandru Ioan Cuza. Dar pentru a înfăptui unirea, sau la înfăptuirea unirii, au contribuit însă și alte personalități care s-au aflat, e propriu spus, în spatele domnitorului. L-au ajutat, i-au fost apropiați colaboratori și au făcut în așa fel încât unirea să se înfăptuiască contrar dorinței marilor puteri, deci s-a căutat punerea Europei în fața faptului împlinit și au dat totul, ca să spunem așa, pentru unire. Una din personalitățile care i-au fost apropiate domnitorului și am spune noi credincioase și în anii de glorie, dar și în anii de exil, a fost Mihail Cogălniceanu. S-a născut, câteva lucruri doar vă spun și vă rețin cu trei citate. S-a născut la Iași, a făcut școala primară în veci la Iași, la Treiraș și la Miroslava, după care a urmat cursurile la pensionul Cuenin din Iași, unde, printre alții, i-a avut colegi pe Costache Negri, Vasile Alexandri și Alexandru Ioan Cuza. Deci o prietenie și o colaborare începută de pe băncile școlii. Și a continuat studiile, întâi la Paris, pentru că ai noștri tineri la Paris învață, spunea scriitorul, dar după un timp va pleca la Universitatea Humboldt din Berlin. Era sprijinit de domnitorul de atunci, Mihail Sturza, a cărui mamă era chiar nașa lui Mihail Cogălniceanu. Numai că aici, la Berlin, Mihail Cogălniceanu a făcut cunoștință cu oamenii politici de cultură germani și ideile sale au început să se radicalizeze, ceea ce nu a mai convenit domnitorului Mihail Sturza. Acum a înțeles, avea o pasiune pentru istorie, dar acum a înțeles că dacă vrei să fii un politic, trebuie în primul rând să știi foarte bine istorie. Ceea ce e valabil până în zilele noastre. Domnitorul începe să-l suspecteze și merge până acolo încât îi interzice să-și mai susțină teza de doctorat. Și îl cheamă în țară, îl numește adiutant al fiului său, și care era răspundea de poliție, și care, sau să spunem și în această funcție, părea mai bine supravegheat. Întors în țară, Mihail Cogălniceanu se implică în viața politică a Moldovei, dorind unirea principatelor și, bineînțeles, obținerea independenței. Este primul dintre oamenii politici care, în Europa, nu a mai vorbit despre moldoveni, munteni și transilvaneni, ci despre români și România. În anul 1843, în Iași, se inaugurează Academia Mihăileană, prima instituție de învățământ superior. El are, primește dreptul de a preda la Catedra de Istorie. La inaugurare, el spune printre altele: eu privesc ca patria mea toată acea întindere de loc unde se vorbește românește și ca istorie națională, istoria Moldovei întregi înainte de sfârșirea ei, a Valahiei și a fraților din Transilvania. Această istorie este obiectul cursului meu. Este adevărat că a făcut precizări și referitoare la istoria universală, dar menționează că mai apropiate se simte Decebal decât orice rege străin. În perioada următoare, Mihail Cogălniceanu s-a implicat în toate evenimentele, a luat legătura cu membrii societății Frăția, care pregăteau Revoluția de la 1848, ceea ce l-a înfuriat pe domnitorul Mihail Sturza și va stabili domiciliul forțat la Soveja.
Din această cauză, el nu va putea participa la Revoluția de la Iași, dar a reușit să fugă, să zicem, în Bucovina, la Cernăuți. Acolo va redacta un document numit Dorințele Partidei Naționale din Moldova și aici face o precizare foarte interesantă. Printre altele, el cerea unirea, pentru că, spune el, unirea este cheia de voltă fără de care s-ar prăbuși edificiul național. Și avea dreptate. După terminarea Revoluției, cu acordul domnitorului Alexandru Ghica, a revenit în țară, a primit funcții, a continuat lupta pentru unire, iar în 1857 a făcut chiar parte dintre deputații ce participau la adunările ad hoc și el este autorul rezoluției care s-a votat cu această ocazie și modelul e luat și de Țara Românească, în care, printre altele, cere unirea Moldovei cu Țara Românească sub numele de România și un prinț străin dintr-o familie domnitoare din Europa, dar a cărui fii să fie crescuți în religia țării. De ce? Pentru că prințul ar fi avut pe undeva ajutorul țării care îl trimitea, iar condiția ca el să fie crescut în religia țării însemna ca fiii acestuia să fie împământeniți. Într-adevăr, la 1848 nu s-a putut înfăptui unirea, la adunările ad hoc s-a cerut doar unirea, dar marile puteri binevoitoare au spus să creăm o confederație, Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești, cu două guverne, doi domnitori, două capitale. Ce unire putea fi? Doar în titlu? Și atunci, românii au încercat să pună Europa în fața faptului împlinit. După ce marile puteri ne-au cerut să organizăm o confederație, au luat ființă la Iași și București adunările elective ce trebuiau să aleagă viitorii domnitori. Cu peripețiile care le-am spus cu altă ocazie, adunarea electivă a Moldovei s-a întrunit, avea majoritate unionistă, dar avea și foarte mulți candidați. Și printre candidați erau chiar Mihail Cogălnicean. Acesta, ca și Vasile Alexandri, au renunțat. Și în această situație, într-o primă fază, a fost propus Costache Negri, tot prietenul dânșilor. El a fost respins și s-a ajuns la propunerea ca domnitor să fie Alexandru Ioan Cuza, ceea ce s-a și realizat pe 5 ianuarie cu majoritate de voturi. Și, bineînțeles, unioniștii din Țara Românească, în înțelegere cu unioniștii din Moldova, l-au ales și la București cu majoritate de voturi pe Alexandru Ioan I. O să vă dau citire discursului pe care Mihail Cogălnicianu l-a rostit la încoronarea lui Ioan Cuza. Și, ca să vă rog un pic de răbdare, vreau să-l citesc tot pentru a vedea cum, ce spune omul politic și omul Cuza. După 154 de ani de dureri, de umiliri și de degradație națională, Moldova a reintrat în vechiul său drept, consfințit prin capitulațiile sale, dreptul de a-și alege pre capul său, pre Domnul. Prin înălțarea ta pe tronul lui Ștefan cel Mare, s-a reînălțat însuși naționalitatea română. Alegându-te de capul său, neamul nostru a voit să împlinească o veche datorie către familia ta, a voit să răsplătească sângele strămoșilor tăi, vărsat pentru libertățile publice. Alegându-te pre tine, Domn, am vrut să arătăm lumii ceea ce țara dorește. La legi noi, om nou. O, Doamne, mare și frumoasă ție misia. Constituția din 7 august ne însemnează o epocă și măria ta ești chemat să o deschizi. Fii dar omul epocii. Fă ca legea să înlocuiască arbitrariu. Fă ca legea să fie tare. Iar tu, ca domn, măria ta, fii bun, fii blând, fii bun mai ales pentru cei care toți domnitorii trecuți au fost nepăsători și răi. Nu uita că dacă 50 de deputați te-au ales domn, însă ai să domnești peste 2 milioane de oameni. Fie dacă domnia ta să fie cu totul de pace și de dreptate, împacă patimile și urile dintre noi și reintrodu în mijlocul nostru strămoșească frăție.
Fii simplu, Măria ta, fii bun, fii domn cetățean. Urechea ta să fie pururea deschisă la adevăr și închisă la minciună și lingușire. Porți un frumos și scump nume, numele lui Alexandru cel Bun. Să trăiești dar mulți ani ca și dânsul, să domnești ca și dânsul. Și fă, o Doamne, ca prin dreptatea Europei, prin dezvoltarea instituțiilor noastre, prin simțămintele tale patriotice, să mai putem ajunge la acele timpuri glorioase ale nației noastre, când Alexandru cel Bun zicea ambasadorilor împăratului de la Bizanț că România nu are ocrotitor decât pe Dumnezeu și sabia sa. Zic eu că e impresionant chiar și în zilele noastre. În timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, Cocărnicianu a ajuns să fie prim-ministru. Și printre legile date este reforma agrară, prin care am proprietărit țăranii, și codurile, codul civil, codul penal, codul comercial și codurile de procedură. Și, bineînțeles, a fost dată, printre multe alte legi, legea învățământului. O lege prin care învățământul primar a fost decretat general și obligatoriu. Cuza a fost înlăturat de monstruoasa coaliție la 11 februarie 1866. Domnitorul, care i-a rămas credincios, deși relațiile dintre ei la un moment dat s-au răcit, a continuat să apere memoria domnului și după ce acesta a fost nevoit să părăsească țara. Au rămas însă niște relații reci. S-au întâlnit în străinătate, dar s-au salutat și doar atât. Cu toate acestea, la înmormântarea lui Cuza, Cocărnicianu a venit, a rostit din nou un discurs care a rămas celebru, în care, printre altele, spunea că domnitorul a fost înlăturat nu pentru greșelile sale, așa cum a încercat să afirme unii oameni din epocă, ci pentru faptele lui cele mari, fapte care rămân nepieritoare și atâta timp cât pe acest pământ va bate o inimă de român, numele lui Alexandru Ioan Cuza va rămâne veșnic viu. Și avea din nou dreptate. În perioada următoare l-a apărat din țară pe Cuza, ori de câte ori, să zicem, acesta a avut nevoie, pentru că viitorul domnului a permis lui Cuza să revină să se apere în procesele intentate. În anul 1877, Mihail Cocărnicianu a ajuns ministru de externe, tocmai în momentul în care Rusia se pregătea să pornească războiul cu Turcia, este ceea ce cunoaștem noi sub numele de războiul de independență. Rusia vrea să treacă pe teritoriul țării noastre, dar nu dorea o colaborare cu noi, fiindcă vroiam să avem o bază proprie de acțiune și o conducere proprie. A luat măsuri pentru organizarea armatei, a încercat să facă tot posibilul pentru a apăra pământul românesc. În momentul în care însă trupele turcești ne-au atacat la Dunăre, românii au fost nevoiți să riposteze, artileria de la Calafat a bombardat Vidinu și Parlamentul s-a văzut nevoit să recunoască starea de necesitate. Dar oamenii politici au dorit proclamarea independenței. Se tot amâna acest lucru până pe 10 mai, când se sărbătorea și venirea lui Carol în țară. Pe data de 9 mai însă, un reprezentant al liberalilor l-a interpelat pe ministru de externe de ce nu se proclamă independența. Și atunci Cocărnicianu rostește din nou un discurs la tribuna adunării deputaților, în care, printre altele, spune: în stare de rezvel, cu legăturile rupte, ce suntem? Suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare. Avem domn de sine stătător. Însă, domnilor, aici se oprește misiunea noastră. Am ajuns la scopul urmărit nu de azi, ci pot zice de secole și mai cu deosebire urmărit de la 1848 încoace. Mai întâi de toate, domnilor, să ne facem întrebare.
Ce am fost noi înainte de declararea rezbelului? Fostam noi dependenți de Turcia? Fostam noi provincie turcească? Fostam noi vasalei Turciei? Avutam noi pe sultanul ca suzeran? Străinii au zis aceasta. Noi nu am zis-o niciodată. Noi nu am fost vasali. Sultanul nu a fost suzeranul nostru. Însă era ceva. Erau niște legături sui generis. Niște legături care erau slabe când românii erau tari. Niște legături care erau tari când românii erau slabi. Și sub impulsul celor spuse de Mihail Cogălnicianu, adunarea deputaților a votat în aceeași zi, a proclamat independența și senatul a doua zi. În perioada următoare, Rusia a văzut că nu poate face față singură războiului cu turcii și a cerut ajutorul prințului Carol. În perioada următoare, România și-a obținut independența pe câmpul de luptă, dar Rusia a uitat convenția care a semnat-o și ar fi vrut să ne ocupe. Ca urmare, la cel de-al doilea congres de pace organizat la Berlin, Mihail Cogălnicianu a rost din nou un discurs în care a cerut să ni se recunoască și nouă statutul de beligerant, să nu primim despăgubiri de război, ba mai mult să ni se dea și teritoriile românești care sunt în afara României. Și vom primi cu această ocazie Dobrogea, gurile Dunării și insula Șerpilor, dar vom pierde cele trei județe din sudul Basarabiei. El și-a continuat apoi activitatea ca om de cultură, a publicat documente, a scris cărți și a ajuns până, să spunem, pe cea mai înaltă treaptă, fiind numit în cele din urmă președinte al Academiei Române. O recunoaștere pentru activitatea sa culturală. În 1891 se stinge din viață, după ce cu un an mai înainte aflase că i-a murit și prietenul său, Vasile Alexandri. A murit în timpul unei operații la Paris, dar este înmormântat în cimitirul Eternitatea din Iași. Aceasta a fost viața, să spunem, celui mai credincios slujitor al domnitorului Alexandru Acuza, omul care i-a fost aproape și la bine, dar și la rău și cred că merita să fie omagiat cu această ocazie. Vă mulțumesc! I-a prins. În legătură cu unirea, aș vrea să ne reamintim că existăm pe aceste meleaguri. În legătură cu unirea, aș vrea să vă reamintesc că existăm pe aceste meleaguri de peste 2000 de ani. Am dat la spate 2012 calendare. Dar unirea am săvârșit-o după 1850 de ani. Drumul a fost lung, greu, dar am reușit până la urmă, pentru că ideea unirii a nădăjduit, a existat și a nădăjduit în mintea și sufletul tuturor românilor. Deci trăim unirea de 154 de ani, în care includem și cei 84 de ani de la Marea Unire, Alba Iulia. Cu gândurile despre unire și ideile la această unire, eu am așternut pe hârtie câteva versuri pe care, cu voia dumneavoastră, aș vrea să vi le prezint. Și acum, ca și în veci, în așteptarea primăverii, bucuroși întâmpinăm ziua noastră a Unirii. De când ne știm sărbătorim ziua Unirii la români, dorită în suflet și în simțit de ai noștri bravi străbuni. Ideea Unirii la români a existat ca realitate, născută pe meleagurile noastre, devenind act de dreptate. Un militar a fost ales să împlinească acest vis. La moldoveni și la munteni,
uit ca pe un dor nestins. În ianuarie 24, Munten și Moldovei au dat naștere împreună țărilor dorite, țara cea română. Și-au jucat Hora Unirii pentru prima dată cu Alexandru Ion Cuza, colonelul din armată. Cuza a fost derobitorul, domnitor al țărănimii, părinte pentru cei sărați flacăra vie a iubirii. Și așa s-au împlinit ideile luminate de izbăvire și unire, de libertate și dreptate. Celor ce au făcut unirea țărilor români surori, țărilor surori române, onoare și cinste le purtăm, fapta în istorie rămâne. Brădeanu, Cuza domnitor, patriot înțelept și cinstit, pentru fapte drepte înlăturat, nu pentru ce a păcătuit. Recunoscător rămâne celor ce l-au sprijinit pe Cuza, cu Cucălnicianu și Negri, Alexandrin, Vasile Turda. Această mică unire, născută în Moldova și la București, a generat unirea mare a țării noastre românești. Ca simbol al unirii, casa noastră, Cuza Vodă se numește, Elena Cuza se numește, și un simt de solidaritate pe toți membrii ei unește. Ideea unirii s-o păstrăm mereu, de vrem să nu fim umiliți, vom învinge întotdeauna dacă suntem toți uniți. Și acum de încheiere, cu căldură vă rugăm, în sala lui Cuza Vodă, Hora Unirii s-o cântăm. Doriți fiecare! Dacă vă duc rugămintea domnului colonel Tardes, cu toții să cântăm în Hora Unirii. Ați primit... Doriți, da? Da. Hai să dăm mână cu mână de... 2, 3! Hai să dăm mână cu mână cei cu inima al unui popor. Poporul este format din oameni de lui trup și suflet acelui neam. Faptele sunt multe,
Doamna câteva din ele ne le-a și amintit. A trebuit să stăm săptămâni, luni, ca să ni le amintim, să ne le reamintim. Eu vreau doar o singură idee să o subliniez pentru dumneavoastră. Dacă suntem cu adevărat români, înseamnă că ar trebui să descoperim în sufletul nostru simțirea aceea căreia îi spunem adeseori simțire patriotică, un cuvânt despre care astăzi nu știu cum se întâmplă, că lumea vorbește din ce în ce mai puțin. Personalități ale Unirii Principatelor. Nu numai ale Unirii Principatelor, personalități ale istoriei românilor. Mi-aduc aminte, mi-am și notat, ca să nu cumva să greșesc, că în tinereța lui, într-una din poeziile sale, Vasile Alexandri, unul din prietenii apropiați ai lui Alexandru Ioan Cuza, au fost colegi la pensionul Chenimu din Iași, scria așa, versul iubirii duios străbate, focul poetic e răpitor, dar nu-s cuvinte mai înfocate ca libertate și viitor. Dacă subliniem cele două cuvinte, libertate și viitor, aproape că am spus totul în legătură cu esența intențiilor noastre de-a lungul unei istorii zbuciumate, dar frumoase. Și iarăși mai aduc aminte. Unirea din 1859 își are rădăcini adânci mult mai departe. Nu trebuie uitată Revoluția de la 1848. Și apropo de asta, în anul 1847, Vasile Alexandri se întorcea dintr-o călătorie din Italia. Era împreună cu prietena și logodnica lui, Elena Negri. Elena Negri era sora lui Costache Negri, care avea o casă la Mânjina, lângă Galați, acolo unde unioniștii dintr-o parte și alta în mijul Milcovului s-au întâlnit adesea și au pregătit unirea din 1859. Iar în ziua de 7 mai 1847, pe vapor fiind în fața insulei Principos din Marea Egee, Elena Negri s-a stins de viață. Avea ftizie, avea tuberculoză, la vremea aceea o boală incurabilă. Vasile Alexandri a fost marcat de această întâmplare dureroasă, atât doar trebuie să vă răspund că el nu s-a mai căsătorit mulți ani. Abia în 1878 s-a căsătorit cu Alexandrina. Târziu tare, ați aflat mai devreme că l-a murit în august 1890. Ca să vedeți. Ce s-a întâmplat între timp? Tristețea lui a fost sesizată de toți prietenii, dar mai ales de unul din prietenii săi de la București, Nicolae Bălcescu. Nicolae Bălcescu, știți dumneavoastră, un mare istoric, un mare prieten al nostru, care a trăit teribil de puțin, născut în 1890, a murit în 1852, în noiembrie 1852. Nici nu-i să știe mormântul pe undeva la Palermo, prin Sicilia. Știind de situația lui Vasile Alexandri, trimite o scrisoare de la București, de îmbărbătare, și în finalul căreia îi spune așa, Bazile, dragă, îți împărtășesc durerea, dar cred că e bine ca iubirea ta s-o întorci întreagă către singura noastră iubită, România. Închipuiți-vă dumneavoastră că și în asemenea momente dramatice, patrioții de atunci, și le spun cu mândrie patrioți, nu stăteau decât cu gândul la România. Amintea domnul președinte mai devreme că toată generația aceea a învățat la Paris. Și la Paris, dar mai ales la Paris. Unul din ei nu a rămas acolo. Toți s-au întors acasă, aici, nu știu din ce pricini. Le bănuiți dumneavoastră. Ce am vrut să scot eu în evidență? Faptul că a trecut atâta amar de vreme, de la unirea mică din 1859, de la unirea mare din 1918, între timp și alte evenimente, multe nici nu mai vreau să le amintesc ca ce au avut loc. Și noi,
parcă încă ne mai căutăm libertatea. Parcă încă ne mai căutăm puterea de a înțelege că suntem fiii acestui pământ pe care adeseori îl uităm. Uităm că aici sunt mormintele părinților, ale bunicilor și ale celor dinaintea acestora. Eu nu vreau să fiu pesimist. Eu vreau să închei optimist acele câteva vorbe pe care le-am rostit în fața dumneavoastră, spunându-vă că cine e născut român, român moare. Cine nu, o să-și găsească, poate că, judecata atunci când ea va veni mare și înfricoșată. Mi-aduc aminte iarăși și cu asta închei, că în anul 1953, când terminam eu cursurile școlii normale Vasile Lupu de la Iași, profesorul nostru de geografie, fie țărâna ușoară, domnul Vasile Pușcașu, 9 absolvenților tineri, de atunci aveam 17 ani jumătate, 18, ne-a spus așa: o să vă duceți în țară, la diferite școli, toți în sate, ceea ce s-a și întâmplat. Un singur lucru să nu uitați. Un singur lucru, și la vremea aceea, 1950, era foarte periculos să fi spus vorba asta. Un lucru să nu uitați, că sunteți români. Și dumneavoastră știți că unul din comuniștii români a fost împușcat chiar de Gheorghe Dejcon, consăteanul nostru, pentru că a făcut afirmația la o adunare de la Cluj că înainte de a fi comunist, nu uit că sunt român. Să nu uitați că sunteți români. Să rămână. Cu speranța că acest simpozion v-a făcut mare plăcere, v-a readus aminte din istoria României, de faptul că suntem români și trebuie să fim români, eu vă zic la mulți ani încă o dată, să dezvoltăm patriotismul noi, să fim ceea ce trebuie să fim, să ne apărăm această țară și vă mai transmit un mesaj. Adrian Solomon este alături de noi împotriva exploatării gazelor de șist, deci a afirmat, indiferent de consecințe, că va fi alături de noi de grupul de inițiativă. De aceea, vă rog, o parte din dumneavoastră, și o să țin o legătura personal, ca luni, la ora 6, să fie o parte, să fie prezenți la Universitatea Ecologică, unde vom avea un expozeu, fiecare din membrii grupului de inițiativă. Deși lupta asta împotriva exploatării gazului de șist, cred că face parte din a ne apăra teritoriul, patria și gloria. Și viitor. De asemenea, vă rog, după terminarea discursului meu, să poftiți în sala caserilor la o cafea literară. Vă mulțumesc pentru participare și încă o dată am o rugăminte la dumneavoastră. La toți membrii de aici și la ceilalți membri să ne transmiteți ce ați văzut astăzi. Să ne ajutați ca pe viitor să facem niște simpozioane, conferințe mult mai bune, de calitate, cu diverse teme care vă interesează. Suntem disponibili, nu costă bani și faptul că o doamnă profesoară Marin, un domn doctor, un domn inginer, un profesor universitar poate veni fără bani să ne ajute spiritual, nu numai material, și să ne gândim tot numai la hrană, așa să ne dezvoltăm în continuare. Vă rog foarte mult. De asemenea, vă rugăm pentru îmbunătățirea revistei Viața Noastră. L-am aici pe domnul profesor Boiarovan. L-am pe domnul Andrei, care se vor ocupa în mod special de reviste. Veniți cu articole de calitate. Dar rugămintea mea este, nu mai copiați pe calculator și plagiați. Da, vă mulțumesc, sănătate!